Poli a făcut un nou pas spre cel de-al doilea obiectiv al sezonului, finala cupei. Alvioleții au anulat diferența dintre primele două eșaloane și au trecut cu 2-0 de Ceahlăul. Diferența dintre cele două echipe privitoare la modul, la locul unde evoluează, nu cred că este reală. Acolo ne-a fost, ne este și ne-a fost locul, numai că unii așa au visat într-o noapte și au decis într-o jumătate de oră. Locul lui Poli este în prima ligă, locul lui Poli este pe podium, iar viitorul lui Poli va fi frumos. Goga a deschis scorul pentru Poli după o combinație cu Zăgrean. 10 minute mai târziu, Bara l-a salvat pe Lebmeț. Replica timișorenilor a venit după pauză, când a fost rândul lui Curtean să nimerească buturile nemțenilor. Mijlocașul și-a luat revanșa cu un sfert de oră înainte de ultimul fluier. A făcut mat apărarea Ceahlăului și a adus un final liniștit la Timișoara. Ne-am închis foarte bine și după gol cred că nu s-a mai pus problema câștigătoare acestui meci. Finala e departe, să mai jucăm, o să, cu siguranță să întâlnim o echipă puternică. Deci, acum în Cupa României ați văzut, orice rezultat e posibil.